De câteva zile, interimatul funcției de secretar al Consiliului Suprem de Securitate al țării este asigurat de Ștefan Țibuleac. Acesta va exercita atribuțiile de secretar al CSS până la numirea unui nou consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale. Un tânăr despre care nu se cunoaște aproape nimic, nici măcar vârsta, întrucât CV-ul acestuia nu este publicat pe nicio sursă. Până de curând, actualul premier Dorin Recean a fost consilierul pentru probleme de securitate națională al președintelui Maia Sandu. De altfel, pe site-ul administrației prezidențiale, Recean încă deține această funcție, la fel ca și foștii deja membri ai CSS. Probabil faptul că datele oficiale din resursele informaționale ale statului nu au fost actualizate la timp, în special pe site-ul administrației prezidențiale, nu amenință securitatea statului. Acesta ține însă de domeniul liricii. Proza constă însă în faptul că, prin decretul Maiei Sandu, acest tânăr din imagine, Ștefan Țibuleac, a fost numit în locul lui Recean. Câți ani are el cu adevărat, nu se știe cu siguranță. Putem doar să presupunem, pare să aibă cel mult 25 de ani. Nu se știe nici de unde provine și, cel mai important, conținutul portofoliului său profesional și, în general, dacă există un astfel de portofoliu. Fiți de acord că un astfel de post este mai mult decât important, încât să ajungă în mâinile oricui. Pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Valeriu Reniță bine a remarcat: un tânăr necunoscut fără CV. Consiliul Suprem de Securitate în mâinile unui tânăr necunoscut și fără CV. Sursele oficiale care au dat știrea cu ocuparea acestei dregătorii valoroase nu dau CV-ul lui Țibuleac, din două considerente probabil. Arată mult mai tânăr decât este și nu are biografie de muncă. Nici în singurul CV pe care l-am găsit întâmplător pe net, nu i-au putut identifica vârsta. Presa notează că Ștefan are o licență a unei universități mai puțin cunoscute din Chișinău și că ar mai face studii la două instituții de învățământ în paralel. Probabil că în timpul liber de studii, Ștefan va avea grijă de securitatea Moldovei. Parcă nu suntem încă în război, cu atât mai mult în fața unui război pierdut, ca să înrolăm copiii în armată, ca Germania fascistă în 1945. Administrația președintelui Maia Sandu a decis ca Ștefan Țibuleac să exercite funcția de secretar al CSS până la numirea unui nou consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale. Cu alte cuvinte, se presupune că această funcție va fi ocupată temporar de către un om fără CV și aici apare întrebarea: și accesul la informații clasificate de importanță statală va fi temporar? Iată că apare încă o trăsătură distinctă. Avem toate motivele să credem că accesul la documentele clasificate nu i-a fost refuzat acestui personaj. La urma urmei, Ștefan Țibuleac a condus anterior serviciul Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova. Și, după cum scrie presa, încă în 2021 a preluat acest post prin ocolirea concursului public printr-o decizie personală a președintelui Maia Sandu. Nu degeaba se spune că aparențele pot fi înșelătoare. Atunci, în 2021, numele lui Ștefan Țibuleac a apărut în repetate rânduri în spațiul public. KPV Moldova a publicat chiar și un articol cu titlul răsunător: Mr. Grey, de ce a ajuns Ștefan Țibuleac șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova? În articolul cu referire la surse anonime este lansată chiar versiunea că Țibuleac nu a obținut întâmplător o astfel de funcție de răspundere și că, de fapt, el este departe de a fi tânăr, iar fața sa proaspătă și privirea naivă sunt înșelătoare, rezultat al mai multor operații plastice forțate legate de activitățile sale anterioare, în principal de spionaj. Ultima misiune a lui Țibuleac a fost într-o echipă de investigare a activității Al-Qaeda. Sarcina consta în analizarea datelor obținute prin diferite mijloace, supraveghere, metode tehnice și de la agențiile de informații prietene. Este la fel cum ai asambla un puzzle, piesă cu piesă, a remarcat odată Ștefan în noul său post în timpul unei conversații cu un consilier prezidențial responsabil de decorul floral. Eram nevoit să-mi analizez în permanență comportamentul, precum și al celor din jur. Hainele pe care le purtam, felul în care mergeam, maniera vorbirii, toți aceștia sunt factori la care trebuie să te gândești în permanență. Trebuie să fii capabil să te dizolvi, să devii domnul Grey, un loc gol, o persoană pe care o întâlnești pe stradă și pe care o uiți într-o secundă, a explicat el. Practic niște patim de spion și un agent 00 Ștefan, în a cărui experiență este greu de crezut. Pe de altă parte, știm despre el doar atât cât ne permite să ne creăm despre el imaginea unui funcționar public mediu. Cetățenii de rând sunt în drept să își pună întrebarea: de ce oare?
Din unele știute, Ștefan Țăbuleac a studiat la Institutul de Relații Internaționale din Moldova și este licențiat al Universității de Științe Politice Panteon. Nu se știe ce diplomă a primit de la Universitatea din Atena. Nu se știe dacă studiile sale au fost contraplată sau gratuite, deși potrivit informațiilor de pe site-ul acestei instituții, taxa anuală pentru un curs de prelegeri variază între 4 și 12.000 de dolari. Din mesajele, like-urile și comentariile de pe Facebook devine clar că este căsătorit, soția sa apreciază activ fotografiile lui Ștefan. Cel puțin Ana Țăbuleac recunoaște acest lucru și de asemenea își numește soțul un model de onestitate. Dacă căutați un exemplu de integritate, iată-l. Adevărata putere este funcționalitatea legei și aceasta este sabia unui funcționar public. Bravo! Este comentariul ei postat sub această fotografie a lui Ștefan Țăbuleac. Cel mai iubit dintre pământeni, soțul meu minunat. Nu suntem psihologi, dar fotografia este cu totul remarcabilă. Ștefan Țăbuleac a comentat-o. Lipsește doar o sabie. În picioare, în fața portretului regelui Belgiei, Leopold I de Saxa-Coburg. Apropo, nu este cert că Țăbuleac știe cine este înfățișat în fotografie. Oficialul nu a făcut niciun comentariu pe această temă. Păcat, primul rege al belgienilor a fost o persoană extraordinară, care nu se precepea deloc rău la gestionarea afacerilor statului, iar ascensiunea la tron a lui Leopold a început cu serviciul militar în gradul de locotenent colonel la curtea atenție împăratului rus Alexandru I. El a participat la bătălii istorice. Așadar, sabia din mâna regelui Leopold I de Saxa-Coburg al Belgiei este în primul rând o personificare a onoarei, curajului și demnității dovedite pe câmpul de luptă. Un funcționar care postează însă pe fundalul onoarei, curajului și demnității altcuiva este o personificare a ce? Nici măcar nu vrem să speculăm.